Salut, sunt Penny și bine v-am regăsit la un nou Top 5. Războiul acesta a fost câștigat contra mexicanilor din Los Nukers, așa că vă urez vizionare plăcută la atacurile ce vor urma. Baza numărul 1 avem în față este băiatul Ernesto, după cum vedeți, de la mexicani. S-a început cu 2 golemi din partea dreaptă, mai întâi făcându-se fanul pentru clădiri, astfel încât trupele noastre să meargă spre mijloc, s-a spart zidul. Cei doi golemi se vor redirecționa în curând, se va da drop și la rege, se va pune și jump-ul, dacă nu mă înșel, aici, parcă l-am pus, este atacul meu, dacă n-ați observat. În timpul acesta, la un moment dat, va ieși castelul, uitați-l că a ieșit, s-a pus acolo un poison, în mod normal, regele i s-a dat abilitate odată ce a început să-și ia damage. Regina e în spate, făcând ce face regina cel mai bine, dând cel mai mare DPS de pe hartă. Jos a început cu un finger drop pe giganți, atrăgând astfel focul la defensive. Două defensive pe un gigant, două defensive pe un gigant, din această cauză s-a folosit două degete. După care s-a început cu deployment-ul Hoji și heal-urile automat ținând în viață. S-au pus heal-urile, după cum puteți vedea, la X-Bor, unde stau ei cel mai mult, acoperind și centrul. Au fost două bombe gigante acolo care au bubuit, însă Hoji erau sub heal. După cum vedeți, 3 heal-uri puse cam toate în aceeași zonă. Majoritatea Hojilor au supraviețuit. Jumătate de armată, cam așa ceva. A fost îndeajuns însă să bată baza. Regina a folosit abilitatea, că mi-am dat seama că raidul era cam spre sfârșit. Deja s-au pus wizardii de clean-up. Și jos răspundeți prin toată baza, sus este regina și Hoji. Deci țineți minte, Wizardii să-i puneți opus părții unde Hoji termină baza. Deci dacă Hoji ar fi terminat, spre exemplu, nu știu, să zicem aici, noi am fi pus Wizzy aici, la săgețile roșii, acoperind o zonă cât mai mare din bază. Da? Țineți minte lucrul ăsta. Bun, haideți să dăm puțin fast forward, că deja știm că sunt 3 stele. La un moment dat ei avansează, bat castelul și 3 stele. Baza numărul 2 a fost bătută de mință, după cum puteți vedea, o greșeală lamentabilă în baza acestui Andres Lopez 96. A pus castelul cu raza undeva afară, ceea ce este un lucru foarte stupid, să nu faceți niciodată lucrul acesta. Avea de asemenea un dragon în castel, dragonul a fost, i s-a dat lur cu două hook-uri, doi arcași hook-uri. S-a pus un dragon în partea, un dragon ca să-i bată dragonul lui, s-au pus niște uiz de ajutare. După cum vedeți, n-a fost absolut nicio problemă. A optat să ia un golem pe CC, golemul s-a trimis, a început să tancheze că pentru toate aceste defensive, plus regina, s-a pus și queen-ul lui jos. Regina a fost în curând scoasă din joc. După cum vedeți, el s-a și plictisit deja, a zis că hai să-mi dau abilitatea la regină, just get it down with it. Sus, după cum puteți vedea, un tip cam prostuleț și-a lăsat bombele gigante în afara bazei. Să nu faceți niciodată acest lucru, e un lucru de noob, așa că just don't do it. După cum știți, când vedeți că sunt 4 Tesla aici în mijloc, deci respectiv când sunt așa agrupate, țineți minte să puneți un heal tot timpul. De ce? Pentru că 4 Tesla sunt un pericol foarte mare pentru Hoji și trebuie să fie damage-ul lor trebuie să fie susținut și cum să susții altfel damage-ul decât prin heal dând cu Hoji. Se bat ultimele defensive, mai rămâne acest arcaș, Hoji vor tranziționa către el, vor bate. După cum puteți vedea, deja s-au pus de mult Wizzy sus de clean-up. Țineți minte întotdeauna, aici a terminat, cum v-am zis și la atacul anterior, termină Hoji, să zicem aici, spre exemplu, e partea sudică, puneți Wizzy în partea nordică. Totdeauna în partea cealaltă a bazei. De ce? Pentru că veți economisi timp și nu veți ajunge să vă bate timpul. Pentru că știm cu toții că cel mai frustrant este să bați o bază complet și să nu ieși town hall-ul ajungând la 99%. Bun, haideți să dăm puțin fast forward. Deja știm, e clean-up, regina bate regele și goldmine pentru sfârșit, pentru acel 100%. Pe baza numărul 3 lor pe aceasta, s-a optat pentru un atac combinat 3 golem cu 14 hold, 16 pe wish, după cum puteți vedea, s-a trimis golemul aici sus pentru a ataca pentru aceste defensive.
Jos la fel un golem, atanca pentru aceste defensive. După cum puteți vedea, această clădire a fost dată jos de către un Wiz fără niciun fel de tank. De ce? Pentru că nu era în raza niciun defensive. Am optat pentru giganți. De ce? Pentru că dădeau damage. Și am zis că mai bine decât să iau un golem, mai bine iau un gigant. După cum puteți vedea, aici a fost pus un haste înainte. Este un spell nou și nu l-am folosit niciodată pentru atacurile de jos, așa că l-am folosit. De ce? Pentru ca giganții și golemul să o ia o idee în fața wizardilor și în caz că este o bombă gigant să o declanșeze, iar wizardii mei, DPS-ul meu, să rămână în viață. În timp ce tot acesta se întâmplă jos, de sus încep să se trimită Hoji. După cum puteți vedea, vedem că acest tun trage în acest Hoji, se trimite un wizard pe acest cannon pentru a-l distruge. Bun. Tipul acesta a mai rămân două healuri, un heal este pus sus, un heal este pus jos și tot atacul se termină undeva la cât? 1 minut 40. Am uitat acest giant, trebuia să-l trimit, n-am avut nevoie de el, dar a fost acolo. Deja suntem în cleanup mode, Hoji și fac treaba, Wizard de la fel, partea opusă. Bat și totul se concretizează pe această pompă de elixir, aducându-mi astfel încă 3 stele pentru Clanul Divinity. Baza numărul 4, după cum puteți vedea, a fost bătută de către Renzor. El a folosit 4 lava, 21 de baloane, 10 minioni, PCC, încă o lava. Acea 4 lava. Acest băiat, din nou, a fost o problemă cam aiurea pentru clanul advers, pentru că și-au lăsat castelele cu raza în afară, ceea ce este un lucru foarte stupid. Țineți minte, nu faceți niciodată asta, castelul tot timpul centrat după defensiv. Bun, a atras castelul undeva în dreapta, i-au murit câțiva minioni acolo, trebuia să se uite mai bine, să dea scout mai bine pe bază. După care a pus regina, i-a dat abilitatea, a pus minionii, a omorât acest dragon, după cum puteți vedea. Și și-a început raidul din partea de nord-est, dacă nu mă înșel. Așa ai făcut, Renzore? Da, așa ai făcut. Lava mare pe partea reginei, cele două lave pe partea... au ajuns trei lave într-un final aici. Baloane, țineți minte, targetate pe fiecare defensivă, da? Defensivă, 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 defensivă. Țineți minte, targetați pe fiecare defensivă. Se pun rage-urile, se grăbesc baloanele, țineți minte, totuși sunt contra două air sweeper aceste baloane cu acest Lava Lunion. Bun, se pun ultimele două rage-uri. Baloanele pe stânga, dacă îmi aduc bine aminte, abia ce au rezistat, au rămas în viață. Au dați-le 10% HP, 5%, foarte, foarte puțin. Ultima... am ceva azi, e foarte cald astăzi. Tot greșesc, trag linia aiurea. Acest balon, dacă vedeți, tocmai a făcut dodge la un suflu de air sweeper. Foarte frumos, foarte interesant. Mi-a plăcut foarte mult asta. Lava susține damage-ul de la cei doi arcași, plus sweeper, plus tot. Baloanele își fac treaba. Pap și dacă vă aduceți aminte, lava are pap și a murit. Pap și își fac treaba. Regina este pe partea stângă, aici va fi responsabilă pentru următoare clădiri pentru a distruge. Cățelușii bat partea dreaptă. Și Town Hall-ul. Bun, haideți să dăm puțin fast forward. Și sunt alte 3 stele. Bravo, Renzor, ține tot așa. Bă, că ești bun cu lava asta. Ultimul atac va fi acela al lui Ed. El a folosit metoda masos pe o bază. După cum puteți vedea, nu sunt foarte multe bombe gigant, locuri posibile de bombe gigant. Avem una aici, una aici, una aici, dar aici este o Tesla. Încă una aici. Și da, probabil și acolo e o Tesla și încă un aici, dar nu contează, acestea nu contează pentru că nu sunt pe path-ul niciunei defensive. Haideți să continuăm atacul. Ed, ce a făcut? A scos castelul cu un gigant, a tras sus dragonul, a pus o distracție, a început să pună Witch-ul cu Wiz-ul, a omorât dragonul, după care a început să trimită Hoji din partea unde a omorât castelul, astfel protejând Witch-ul și Wiz-urile care sunt acolo. Hoji și-au croit drum prin bază, la un moment dat le pune un heal peste locurile posibile de bombe gigant. Hoji și fac split la un moment dat, cam asta dorim, și la un moment dat să vină în bază. Da, după cum puteți vedea, au început să explodeze bombele, erau sub heal, n-a fost absolut nicio problemă. King-ul fuge după Hoji, însă Hoji, porcușorii ăștia sunt destul de rapizi pentru rege, așa că n-a fost absolut nicio problemă. Mai are un heal care va fi pus jos. Pe ultima defensivă totul se concretizează pe acest
Ultimul Instaur, după ce este dat jos, începe să intre în Cleanup Mode. Omoară mai întâi scheleții, după care sare pe King, omoară King-ul și mai are foarte mult timp pentru a bătea această bază. Tot Cleanup-ul se întâmplă în vreo 25 de secunde. Haideți să vedem cum se întâmplă. Se bate baza, ultimul rămâne TH-ul 99%, 3 stele. Bravo, Ed! Acesta a fost orul pe ziua de astăzi, așa că vă reamintesc pentru data viitoare să bateți băieții!